Neața lumea a venit momentul să-i facem povestea lui Cobeni, de departe cea mai imprevizibilă fată din Chainsaw Man. Hai să începem. Kobeni Higashiyama este un fost vânător de demoni pentru siguranța publică care a început ca un nou recrut lucrând sub echipa experimentală a lui Makima. Cobeni a demisionat ulterior din echipa experimentală după lupta împotriva demonului întunericului din iad. Oh, ok, deci o mai duce. Băi, o mai duce ceva cu stați liniștiți că o să mai vedem. Abilități. Potrivit lui Himeno, Cobeni este talentată, dar este reținută de timiditatea ei. Acest lucru se dovedește mai târziu adevărat atunci când Cobeni reușește să-l învingă singură pe Katana Man în forma sa umană și a forțat-o pe Akane sau Atari să se retragă. Momentul în care toți s-au zis, what the fuck, Cobeni? Nu ți-ai dat demisia ce s-a întâmplat? Nu. No. Sunt aici să fac treabă. Coben este excepțional de lașă, cu câteva momente de curaj. Prima e confruntare cu Eternity Devil, o face să paralizeze de frică. Dovedește că nu face față supresiune și izbucnește în lacrimi când grupul rămâne prins în hotel și se confruntă cu posibilitatea ca tot să moară de foame fără nicio salvare. Forță sporită. Coben este capabilă să taie brațul unui bărbat matur cu un cuțit fără prea mult efort. Aici e Katana Man. agilitate îmbunătățită, are un nivel impresionant de agilitate, fiind capabilă să evite un atac cu coada de la demonul șarpe al lui Sawatari, apoi mergând pe el, o ispravă care l-a determinat pe Katana Man să o numească o maimuță. Ei, laude! De asemenea, primește un scor perfect când joacă Dance Dance Mushroom. Da, tipa e și mare dansatoare. Sentimentul ei de frică o face să ia măsuri drastice ca să se salveze, cum ar fi întoarcerea împotriva lui Denji și amenințarea lui cu un cuțit odată ce un demon a promis că o va elibera în schimbul vieții lui Denji. Ea a mers până la a-l acuza pe Arai că este un spion al demonilor deoarece i-a luat apărarea lui Power de acuzațiile delirante ale lui Kobeni. În ciuda modului în care a acționat față de ei în starea ei de panică, ea simțit remușcări pentru acțiunile ei și recunoștință față de Hirokazu pentru că a protejat-o când au fost atacați. Cu toate acestea, când Kobeni intră în acțiune, s-a dovedit a fi rece și eficientă, reușind să se țină fără milă atât la Katanaman cât și la Cane sau Atari. Sunt i pe amândoi să se retragă, iar apoi intră în panică numai după ce lupta s-a terminat. Contracte. Are un contract cu un demon necunoscut, a cărei identitate o păstrează secrete. Mă sper să apară și să vedem ce face. În ciuda faptului că a fost forțată să intre într-o activitate pe care o urăște de către familia ei, lui Cobeni încă îi pasă de ei, deoarece îi trimite bani fratelui ei pentru a-l întreține în facultate. Și în ciuda faptului că vrea să renunțe, ea rămâne inițial pentru că era ziua în care urma să primească un bonus. Cobeni se dovedește a fi nervoasă atunci când este îmbrățișată în mod repetat de dar îi tolerează acestei apucături. Se arată că lui Cobeni îi place să bea, mai ales când este plătită de altcineva. Alcoolul când este plătit de altcineva. Hobiul ei este să mănânce lucruri gustoase. Îmi place acest hobby, iubește aroma înghețate pe care a experimentat-o doar de 3 ori în viața ei. Wow, this is so sad. De asemenea, se mai pricepe cu cuțitul. Cobenii folosește un cuțit ca și armă principală, reușit să-l învingă cu ușurință pe Katana man în forma sa umană, tăindu-i rapid brațul. Mai este și un trăgător priceput și precis, după ce l-a rănit grav pe Katana man și l-a împușcat de două ori înainte ca să împuște pe Akane sau Atari și să o forțeze să se retragă. Printre abilitățile ei se numără și conducerea și dansul. Și începem cu conducerea, Cobenii deține un permis de conducere și propria mașină pe care o folosește în principal ca să-și conducă familia, dar abilitățile ei sunt necunoscute deoarece singura dată când a fost văzută în vehicul a fost când Power s-a prăbușit. Iar Dans, Coben este o dansatoare foarte pricepută pentru că a primit un scor perfect când a jucat Dance Dance Mushroom. Trebuie să vedem asta, neapărat. De asemenea, Fujimoto a declarat odată într-un interviu cu editorul său că soarta inițială a lui Kobeni în serie trebuia să fie a lui Angel Devil. Și asta știți dacă ați ascultat povestea lui Angel Devil. Destul de amuzant acest lucru a ajuns să nu se întâmple deoarece Fujimoto a întrebat-o pe editorul său sau editoarea sa ce fi și ei lin asta, în timpul procesului de scriere cine a trebuit să moară între Kobeni și Angel. Ăsta decide că Kobeni a trebuit să moară, ceea ce l-a determinat pe Fujimoto o să facă exact opusul și să-l omoare pe Angel Devil. Ca să vezi cum mor personajele tale preferate în anime. Ia e mai așa că nu mai vreau să mor pe la autorul. <laughs> și acum două arcuri pe unde mai apare Cobenii, față de ce am văzut noi până acum, în arcul cu asasinii internaționali. Cobenii și cu demonul violenței au plecat într-o patrulă și au întâlnit un demon necunoscut pe care demonul violenței l-a ucis. Când Cobeni a pus la îndoială despre ce tip de demon ar trebui să fie raportat, demonul violenței a riscat să ghicească că era un demon de struguri. Da, mă, demonul de struguri, na. Au luat o pauză după aceea și demonul violenței a cumpărat lui Cobeni onghetsat. îi spune acestuia o poveste din copilăria ei când a încercat prima înghețată înainte de a comenta că pentru un demon al violenței el nu este o persoană foarte violentă. El este de acord cu ea și explică că asta se datorează faptului că încă mai păstrează o mare parte din creierul său uman. Îi explică că nu și amintește mare lucru decât că Machima l-a salvat. dintr o dată un bărbat care pare a fi cu rose apare într-o mașină ciuruită de gloanțe susținând că partenerul și stăpânul său a fost amândoi împușcați. Ele ordonă să raporteze incidentul la sediu și așa stă chestia asta. Mai târziu, Cobeni și demonul violenței se convinși de curose să le libereze din spital, iar cei trei se întâlnesc cu grupul care îl protejează pe Denji. Power observă mașina lui Cobeni și întreabă dacă este a ei înainte să intre în ea și cere o plimbare. Cobeni încearcă nervoasă să oprească pe Power, dar Power conduce în mod inexplicabil mașina direct în Denji și în asasinul care se prezenta gen curose. Power o învinuiește imediat pe Cobeni pentru incident și o numește un ucigaș, dar după ce se dezvăluie că curose de fapt era un asasin, Asasin, își revendică tot meritul, în timp ce cobenii rămâne mizerabil în interiorul mașinii. Era normal ca Power să mintă. A, dar nu i am dat peste ei, ea a dat peste ei. Pentru păi că nu e ok, că ăla era un asasin. A, păi atunci eu am dat peste ei. Nu, nu, Cobeni n-a făcut nimic, eu am fost aia. Asta e power. Mai târziu, Cobeni îngenunchează lângă mașina ei pentru a inspecta daunele și își face griji cu privire la cât va costa repararea loviturii. Cobeni și cu demonul violenței îl însoțesc pe Kishibe în afara mall-ului unde grupul lui Denji este atacat de păpușile controlate de Moș Crăciun. Kishibe îi instruiește pe Cobeni și pe demonul violenței să aibă grijă de păpușile rămase în zonă în timp ce se confruntă cu demonul lui În interiorul magazinului Universal, cobenii observă îngrozită cum atât Kishibe cât și Aldo aterizează deasupra mașinii ei, zdrobind acoperișul și lăsând-o în stare de șoc. De deci din ce îmi dau eu seama până acum, mașina lui Cobeni are mult de suferit. În condițiile în care fata aia trebuie să plătească, mă. Mă, ăștia nu s-a atenți. După ce că dă o grămadă de bani la familie, mai trebuie să -și plătească și mașina. Cobeni și cu demonul violenței sunt închițiți atunci de întuneric, la fel ca toți și azi din magazin, când moșcăciunul cheamă pe demonul iadului, se trimită pe toți în iad. După ce a fost transportat în iad, Cobeni se uită în jur în șoc. Când demonul întuneric apare și trece prin grupul de vânători, Cobeni are brațele tăiate la fel ca toți ceilalți, conducându o să-și privească mânecile goale cu confuzie și groază. Pe măsură ce demonul întunericului începe să-i măcelărească pe toți, demonul violenței îi cere să-și dea jos masca și să ascundă ceea ce face. Achila a informat mai târziu pe Denji că Cobeni și-a recăpătat brațele și și-a dat demisia de la siguranța publică în urma măcelului îngrozitor. Băi, o mămir că a rezistat până să ajungă în iad. adică asta a fost lucru care a doborât-o în sfârșit pe Cobeni, nu mai gata, am picioarele. câte nenorocire în a trecut faptul că a mers în iad, a rămas fără mâini, gata, au bro. Și mai avem arcul de control cu doamna Machima. Se dezvăluie că Cobeni lucrează ca angajată la restaurantul Family Burger după ce l-a chemat accidental pe cinci oameni la ea, chemând ajutor după ce a fost abuzat de un alt angajat. După ce doi angajați sunt uciși de cinci oameni, el se așează și începe să țipe incoerent înainte ca Cobeni să reușească să interpreteze strigătele drept hamburger sau burghir. Ea se împiedică și varsă pe cei oameni, făcându-l să strige mai tare în timp ce se pregătește să ia o altă masă. Un angajat țipă la Cobeni spunând că toți urmau să moară din cauza ei înainte de a fi decapitat de cinci oameni. Aici a masă cu sensul de mâncare, știi, când te duci să iei masa în oraș, nu te duci să iei o masă. E efectiv o masă, trebuie deci, să mănânci. de deci, să zicem ca mâncare de acolo înainte, că par se face și o confuzie. Deci a luat masa, s-a vărsat masa și a doua oară când a încercat, iar a căzut și a vărsat din nou pe Man. După ce un al patrulea angajat este decapitat, cobenii ridică bucățile din burgerul căzut și îl reasamblează în grabă înainte de a-l trânti pe masă în fața lui ceinsa men. După ce acesta consumă burgerul zdrobit, o ia pe cobenii cu intestinul său și o duce afară din restaurant. O duce să ia. Un Cornet de înghețată, uneia afirmă că n-are gust de nimic. Apoi, la cererea lui Chainsaw Man, Cobain începe să joace un joc de Dance Dance Mushroom și obține un scor perfect. Aha, deci de-abia aici. După ce a terminat, se întoarce și îl găsește pe cei stând în spatele ei, precum și pe machima așezată pe acoperișul unei clădiri vis-a-vis de ea. Cobain încearcă să nege implicarea în evenimentele curente, dar Machima mai spune că a avut o mare treabă cu asta și că frica ei de cei a devenit mai slabă. În timp ce Machima țintește și trage un atac către Cobenii, cei se mișcă în fața ei și o împinge din drum cu sulița străpungându-l în locul ei, ca asta trăgea cu sulița lui Angel Devil. Mai târziu, Kobeni ajunge într-o casă subterană cu Denji și Kishibe, după ce a fost martoră la atacul lui machima, și îi avertizează că nu va mai putea să-și contacteze părinții niciodată. Coben este bucuroasă că are în sfârșit un motiv să nu-și mai contacteze părinții și își dezvăluie temerile, spunându-i lui Denji că este geloasă pe abilitățile sale de regenerare. Denji îi împărtășește bunăstarea emoțională, deoarece n-a avut niciodată un control real asupra vieții sale, mult la ceea ce se poate identifica cu Coben, fiind forțat să facă bani într-o slujbă periculoasă ca să-și trimită fratele mai mari la facultate. Iar în timp ce Denji se uita la televizor, la oamenii care îi aplaudă numele, el suferă o nouă cădere emoțională, lăsând-o Cobenii Cobeni speriată. Dacă la un moment dat Denji o să ajungă la televizor, la știri și toată lumea o să știe despre el. Hei, o să vedeți, o să vedeți, o să ajungem noi și acolo. Măi, cam asta este povestea lui Cobeni. Sper că v-a plăcut cea mai imprevizibilă fată din Chainsaw Man. Nu uitați că linkurile către social media sunt în descriere. Iar până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună. Like, share, subscribe și ne -au de mâine cu un nou clip.